Salutare, inimioarele! Astăzi vom face un super daily vlog. Ok, eu am mâncat, deja m-am spălat și m-am îmbrăcat. Acum vreau să mă dau cu rujul meu preferat. Foarte frumos. Ok. Ok, vreau să-mi prind părul pentru că la mine mereu fuciulit. Recomand acest spray de la... Îmi recomand acest spray care eu îl folosesc. Dacă nu vă place cocosul sau sunteți ceva alergici, păi este și de căpșune. E ba, dar cu cocos miroase foarte bine. De căpșune n-am încercat. Un spray ca să desclecești părul. Pentru că la mine e destul de desclecet. Înclecet. Pardon. Nu-mi pe tânele, că nu... Eu, de obicei, îmi prind o codiță, după mi-o pun așa gen și îmi prind cu agrafă. Dar acum vreau să-mi prind o codiță pentru că o să mă doară foarte tare capul. Și gen, iar mă dor foarte tare capul de dimineață, așa că nu vreau să mă mai doară. O să prind simplu cu o codiță cu un elastic negru. Ok, dar vreau întâi să mă duc în garderoba mea și să văd ce haine să mi aleg pentru oraș. Pentru că, da. Ok, am așa de multe haine, dar nu chiar sunt pentru timpul ăsta. Deci nu știu ce pantaloni să-mi iau pentru că la mall să țin niște shorturi. Așa că nu știu ce haine să mă îmbrac, așa că mama să te spun mai târziu. Așa, am aici asta cu curumii. Aici e un carnețel micuț. Aici e scotch. Vedeți? Aici e scotch. Aici e o carioca. Asta pix colorat. Și aici am de la bunei. Chiar o să zic. Alte de greu. Pentru că am satină. Ok, am aici un carnețel mini cu un unicorn, super cred că îmi place. După am 5 radiere, așa. Am după un ăsta o radieră încă și un creion simplu, încă un creion simplu, două pixuri. Îmi plac foarte mult ochișorii mei de pe camera mea. Asta e unica mea camera mea. Gen, da. Hai. Și ce să vă mai arăt? Asta e de la o biserică, adică cred că e normal să am din asta la biserică. Asta e din Grecia, cred că, nu știu ce mi-a dat, pentru că așa e semn din Grecia. Asta, da, chiar e din Grecia, pentru că prietena mea mi-a dat-o, Daria. Una e din din Lefkada, pardon. Una e de la ziua mea, care mi-a dat-o. Și una este din Atena. O brățară stricată, din păcate. Adică pot să mai port, dar nu chiar știu. Îmi place foarte mult acest curcubeu. Brățarea mea, cred că... Nu, asta nu e brățarea mea preferată. Dacă vă întrebați dacă mai am casa Barbie, da, o mai am. Și astea pentru bebeluș, pentru că am și o bucătărie de bebeluș. Ok, vreau să văd asta. Mă gândesc că o să vă fac să fiți în Paris. Încercăm. Pentru că am chestia asta din Paris și... Unde e camera? Oh my god! Dacă așa, stați că vă arăt eu tot mai mult din Paris. Stați. My god. Nu vine să cred. Scrieți în comentarii dacă voi ați citit cărțile astea de Ramona. Pentru că eu le citesc cam 3 din astea. Asta. Mi-a dat-o la ziua mea și îmi place foarte mult că e cu tort și gen șerbează ziua de naștere și eu tot îmi serbam ziua de naștere. Asta am citit-o, dar pe aceea n-am citit-o, în restul astea două n-am citit. Merge în parcul de distracții. Asta merge la școală. Jumătate vampir, jumătate zână, într-un totul unic. Ok, hai să facem niște cafea. Bucătărie. Uite, am copii. Tot eu, când aud că vine școala.
Uitați-vă, da! Ok, eu, de exemplu, sunt eu, voi, care nu sunt abonată. Pur și simplu apăsat pe butonul ăsta, da? Aici avem videouri, shorturi, mamă, chiar acum am postat unul. Aici, video cu ziua mea de naștere. De Paște am, uitați, la metro din nou, de clasa, încă un back to school. Deci, să vă uitați pe canalul ăsta, că e super fain, vă rog. Știți când, hai să cântăm cântece și voi trebuie să ghiciți. Voi știți când e cu asta? Super bună și cu drag, sunt mereu nedespărțiți. Ok, Andra plus Smiley. Tu schimbi muzica, nu știu ce m-aș face, că ai dispărat. Nu ești lumea toată și lumea aia mă tot. Mi-am făcut un remix. Ați vrea colecția mea de cărți. Am, dar o carte. Mi-a repustat. Ok, încă una. Bine, gata, încă una și gata. Bine, ultima, ok? Bine, de data asta chiar e ultima. Pe bune, nu glumesc. Nu, chiar de data asta e ultima. Nu, pe bune. Asta. Bine, de data asta chiar a fost ultima. Noi ne pregătim să ieșim în oraș. Deci sunt super mega happy. Ok, nu știu ce haine să mă aleg. I don't know. Mă vedeți așa. Acum o să mă vedeți. 3, 2, cred că așa va rămâne, că îmi place mult mai mult. Ok, acum vreau să-mi schimb cofra neapărat, pentru că nu arată deloc bine. Cred că o să mă... Să-mi prind o codiță, pentru că dacă era mai elegant, îmi puneam dar o fentiță. Și da, ok, mi-am prins codița și vreau să găsim ceva negru accesoriu. Dar la mine e totul colorat. Adică am foarte multe chestii. Adică dar două elastice, elasticul ăsta și acele două elastice negre sunt micuțe și au niște pompoane colorate. Și am dar un breloc colier negru care cu zodia mea, rac. Și în rest n-am nimic. Băi, camera asta. Gata? Buzele mele sunt uscate, așa că din nou o să folosesc acest ruj. Mă dau mult ca să fie mai roșii. Plăcut foarte mult acest ruj. De la Zozu. Așa arată. Copilnică. I-am dat fix așa și bufuful meu, Daria. Că vreau să mai iau și ceva, o pitură anti-stres. Ușorul meu. Azi, ce pot să iau? Am deschis dulapărul meu preferat din toate dulapurile mele. Ok, cum am spus, ușor. Okay. Broscuță. Asta, de la și mi-am dus-o din România. De la McDonald's, jucării care eu le-am făcut anti-stresuri. Popii, aoleu, popiți și eu. Este scuși, e de România. Deci nu știu ce să-mi iau pe asta, dar nu știu dacă încape în geanta mea. Okay. Poate asta. Sau mai mai ciuntir. Asta nici avem în ea. Ok, acest breloc. Cred că să-mi iau de aici spinner. Și aceste două chestii. Așa. Gata. Ok, acum nu știu ce să fac, pentru că pe bune m-am plictisit. Pentru că mama mi-a spus că o să fie super rapid, dar nu e aparent. Rapid, așa că hai să ascultăm muzică. Ok, vreau să caut muzică, dar nu știu ce muzică să pun. Oh my god, ce-am găsit aici? Dă-mi desigur like, scrie în comentarii. Cioc, cioc, cine e? Sunt eu, fata rebelă. Ploc soare, n-am nevoie de umbrelă. Sarg peste vibe ca o gazelă. Dacă descurcați. Ok, vreau să mă... Pastele.
Și da, ne vedem în mașină. Foarte gustos. Mele, mele, acum a venit timpul chiar să ne ducem, așa că vreau să mă dau cu parfumul ăsta, care mi-a dat cea mai bună prietena mea de la școală. Pardon că am deschis așadar, de pe ce nu mă dau așa, mă deschid așa, dar acum am telefonul în mână, așa că... O să mașina să-mi prindă din nou, pentru că e fuciul deja. Și merge, rămân încărcătorul, că se descarcă de când să pun în mașină. Salut, mami! Salut! Merele mele, am ajuns. Așa. Și... mașina și vrem să ne ducem prima dată, cred că la Paper Max, cred. Și am venit la Paper Max. Am început cu Paper Max. Oh my god. Este o măr. Cum să zice asta? Nu, e un măr ca să pui pioane. Eram alături de mei ca să am intrat să-mi iau câte o limonadă, dar m-am iei shake de vanilie. Eu mi-au shake cu Ana o limonadă și plecăm mai departe la cumpărături. Și eu mi-am luat băutura mea, o limonadă, dar m-am iei tu ceilalți? Eu mi-am luat un shake de vanilie. Nu prea. E mai gustă de ce? Dar limonada e bună? Foarte bună. Vrei să gusti? Nu, mersi. Știu cum e gusta. Dar e verde și parcă puțin are gustul de măr. Dar e mai mult lime. A mea e prea dulce. A mea e dulce căpșună. Și mă gândeam să-mi iau căpșună, vanilie. Mai bine alegeam căpșună. Ne alegeam spre... Aia e. Știi cum spune Smiley? Aia e. Aia e. Aia e. Aia e. Am pierdut, e pierdut, nu găsesc. Iată, am ajuns la Crafty. E foarte mare, nu așa. Da. Aici era scris, fără băuturi, fără ce mâncare. Face, ce face Oana dacă... Și noi am găsit soluția. Le-am pus în blogger. Respectăm regulile, da? Da. Gata. Poate rog să ne iau. Începem cu slime-ul, da? Ok, ok, hai să căutăm și restul. Și noi am ajuns la băghie și mi-am luat doar două hinuțe să probez. De fapt, uitați-vă jos câte mi-am mai luat. O să vă arăt fiecare ținut, ok, mami? Ok, hai să începem. Așa arată prima ținută mie, îmi place la nebunie. Și mai ales că m-am pus așa. Îmi place foarte mult. Scrieți în comentarii dacă vă place. Mi-am lasă și cam așa până jos. Mi-mi place și cum stă deasupra la fustă. Deci, uite în oglindă să vede mai bine. Deci foarte mult cum arată. Prima ținută o luăm? Da, desigur. Dar că acum vreau să probez și ce broci. Tot cu cam așa, pentru că mama mi-a spus că vrea să încerc asta. Hai să încercăm. Așa. Sigur nu sunt pentru mine, dar cam așa îmi place foarte mult cum stă cu broci. Așa că la o să căutăm alții. De la mor. Mm-hmm. Dar îmi place foarte mult cum stă așa. Mami a plecat pentru că beleta asta mi-e prea scurtă, dar uitați-vă, asta e parcă un costum negru. Ok, asta e, nu știu câtă ținută, dar este încă ținută. Mami s-a dus să-mi caute mai încă pentru că asta e prea scurtă pentru mine. Am fost și pe la Kaufland și ne-am luat încă câteva chestii și ne-am pus aici o parolă care a cumpărat 1, 2, 3... 3-4. De ce ai zis parola? În care acum o să deschid. E super easy parola. Slime-ul meu. Încă de la Crafty. Și ăsta. Încă de la Bai Kiki și s-a adăugat o pungă. S-a mai adăugat una. Ce-am luat noi aici? Nu știu, am ceva... Noi am venit după păhărelul ăsta de la... Foarte bun păhărel aici pentru pectură. El se închide și nu murdărește rucsac. Vrei să ajung, mami? Și de data asta mergem acasă. Deci la Kaufland, la patiseria asta, nu știu. Și vrem să ne luăm două hot dog-uri pentru că n-am mâncat de mult și mi-e super foame și abia aștept să mănânc hot dog-ul.